cei care au prins vremurile alea aflau informații de la Radio Europa Liberă, un radio pornit de CIA din America pentru propagarea valorilor occidentale. Și aici intrăm la capitolul manipulare din partea mass media. Campania anticomunismului Ceaușescu era orchestrată și prin radioul Europa Liberă de către puterile străine care doreau să întoarcă populația împotriva sistemului care avea atât de mare succes din punct de vedere economic pe plan mondial. În 1989 a avut loc o lovitură de stat care să îl elimine din peisaj pe naționalistul Ceaușescu și care să distrugă economia României, economia ce făcea ravagii prin competiție pe plan mondial, economiilor vestice și să distrugă în același timp un sistem diferit de capitalismul occidental, capitalism prin care averea era acumulată în mâinile câtorva bogați, în timp ce restul populației reprezenta masa de muncitori pentru elite. Când bolșevicii au confiscat pământurile muncite de români, părea că a venit sfârșitul lumii. Iată că totuși comunismul românesc a căpătat alte nuanțe decât ideea originală a bolșevicilor sioniști și așa a ajuns să pună în pericol însăși feudalismul capitalisto-liberal al întregului vest. Cu 1300 de fabrici uzine, cu 7-8 milioane de angajați, cu bogățiile și poziția excelentă între Orient și Occident, cu datoria externă plătită, cu al treilea cel mai eficient serviciu de informații din lume, cu un sistem de învățământ extrem de performant și cu intenția lui Ceaușescu de a crea o bancă prin care să intermedieze comerțul cu petrol dinspre statele arabe către Occident, România astăzi ar fi arătat altfel. România era o mașină de făcut bani, de făcut valută forte și nici de cum un morman de fier vechi, cum a afirmat agentul străin Petre Roman. Cele 18 miliarde avute în plus în 89 se constituiau din lichidități bancare sub formă de rezerve valutare, creanțe și sume aflate în curs de achitare ca urmare a exporturilor efectuate de România până la lovitura de stat. În întreaga țară s-a dat stop punerii în funcțiune a utilajelor noi, deja achiziționate. Industria românească trebuia oprită. Utilajele noi, strunguri, freze, etc., au ajuns la fier vechi conform directivei date de străinul Petre Roman. Fără a avea datorii majore, Ceaușescu pune la cale un plan de exploatare al apusenilor încă din 1985. FMI-ul înnebunește de-a dreptul, Soros la fel. Planul, cu bătaie lungă a lui Ceaușescu, le dă insomnii și palpitații, deoarece, până în 2040, urmau să se exploateze intensiv zăcămintele de aur, argint și metale rare, ce urmau să aducă României un profit evaluat în 2013 la numai puțin de 400-500 de miliarde de euro. Profit! Deja se întrecea orice măsură. România nu mai avea nevoie de nimic din afară, își acoperea singură necesarul intern, exporta masiv și punea la cale împreună cu China, Iranul și Libia o replică a Fondului Monetar Internațional prin Bancorex. Pentru aceasta, Ceaușescu trebuia condamnat la moarte prin împușcare și România condamnată la jaf și sărăcie. Care dintre dumneavoastră n-ați strânge cureaua și nu ați agonisi bănuți cu bănuți timp de 8 ani, pentru ca apoi să trăiți 1000 de ani voi și neamul vostru în bogăție și prosperitate? Depozitele erau pline și înainte și după aprilie 1989, dar produsele erau ținute în depozite ca să învrăjbească poporul. Cine nu înțelege asta nu poate înțelege ce s-a întâmplat înainte și după aprilie 1989 până în prezent. Aprilie 1989 este mai important decât decembrie 1989, întrucât în aprilie 89 se câștigase independența completă. După ce se câștigase cea militară în 1956, politică în 1965, acum se câștigase cea economică. Dar toate au fost pierdute în decembrie 1989 cu largul concurs, din păcate, al poporului român înfometat artificial. Credeți că schimbarea de regim a fost pentru binele nostru? Nu. A fost necesară, fiindcă sub regimul lui Nicolae Ceaușescu nu se puteau lua aceste bogății la prețuri de nimic sau de pomană.
Azi, dacă conducerea Partidului Comunist Român ar fi rămas în picioare, țara noastră era o superputere mondială, păciuitoare și avansată, dar acest lucru a fost preconizat de oculta mondială. Dacă oamenii din țara noastră au o stabilitate economică, continuă să fie niște caractere puternice și cu sentimente puternice de unitate. În schimb, s-a încercat experimentul sărăcirii și prostirii neamului, în speranța că vom deveni răi și nu vom sesiza ce se întâmplă, că pentru bani vom da și aurul și gazele de șist și apa și lemnul și țara și familia și pe Dumnezeu. Să spunem acum, pentru o exemplificare ternă și minoră vis-a-vis de ce se petrece pe tot cuprinsul țării, câteva cuvinte lămuritoare transpuse în date despre un caz clasic, numit aici astfel cu acel soi de autoironie amară specifică statusului românesc, acela de a face haz de necaz în vremuri de restriște. Reșița. Înainte de 89, uzina de la Reșița dădea de lucru la peste 14.000 de oameni, însă odată cu prăbușirea economiei interne de după revoluție și un management privat care într-un deceniu n-a reușit să o rentabilizeze, în companie mai sunt astăzi câțiva salariați și aceia trăiesc cu grija că își vor pierde locurile de muncă. Înainte de 89, compania exporta până la 15% din producție către țări precum Turcia, țările arabe sau China. Acum nu se mai fac pentru că se făceau după licență. Se livrau la Navrom și alte companii, dar acum mai există nave în România? Fabrica de motoare diesel e practic închisă. Se mai făcea pe vremuri utilaj metalurgic. Făceam pentru toată metalurgia și toate termocentralele din România motoare de la 5 kW până la 10 MW, la curent continuu, curent alternativ, tot ce vreți. Totul s-a dus de pomană. Reșița era în anii 90 unul dintre centrele industriale importante din țară, aici fiind realizate primele locomotive din România, care la început erau locomotive cu aburi. În anii 1770, când la Reșița începea să se dezvolte o industrie înfloritoare în România, nici nu existau Statele Unite ale Americii. În Reșița, numai disponibilizările de la producătorul de utilaj greu UCM Reșița și combinatul siderurgic TMK Reșița au lăsat pe drumul circa 22.500 de oameni de la Revoluție, iar populația orașului a scăzut cu 18% în ultimul deceniu la circa 65.000. Nu greșim cu nimic, afirmând, și dumneavoastră o știți prea bine cu toții, că exemple precum acest fost important centru industrial, economic și cultural, Reșița, se găsesc în toată România. Rezultat al planului pus la cale din exterior de către cei ce pozează azi în sprijinitorii țării noastre, dar care, în, hai să zicem, viața lor de noapte, în conformitate cu cele două sau mai multe fețe specifice neamului lor, ocultează parșivește pentru îngenunchierea totală a poporului nostru, pentru a-l determina, în sleirea preconizată de ei, să le dea totul, să le ofere spațiu vital cu care vor să schimbe tot mai nesigurul teritoriu pe care l-au furat de la o populație inocentă în urmă cu o jumătate de veac. De fiecare dată când un stat încearcă să ia măsuri economice și politice independente, menite să apere interesele cetățenilor săi, atunci propaganda neoliberală venită de la Washington, Bruxelles sau alt centru de putere globalist înfierează guvernul sau liderul țării respective ca fiind socialist sau, și mai grav, comunist și dictatorial. Toți ambasadorii Statelor Unite ale Americii la București de după 1990 s-au implicat în politica de stat a României prin mesaje și acțiuni care au modelat parteneriatul strategic actual cu NATO, implicând plasarea în funcții cheie a anumitor demnitari români, astfel încât Statele Unite ale Americii să dețină pârghiile necesare asigurării intereselor zonale ale lor, privind vânzarea de tehnică militară veche, sau prin care au oferit avantaje companiilor americane gen Ford, Bechtel, Polaris, Smithfield, etc. Omul nostru potrivit, activat la momentul potrivit.